un lucru. Paula pleca deja. Dar se poate întoarce puțin mai repede. Eu lucrez normal până târziu, până după masă. Și cam scurt Crăciunul la noi. Așa e. Orarul de muncă e orar de muncă. N-a avut cum să ne luăm liber, dar nu e nicio problemă. Am primit un mesaj de la o rudă să ne vedem în după amiaza asta. I-am spus că e mai complicat de sărbătorile astea să ne vedem, pentru că noi lucrăm normal. Chiar timpul liber e foarte scurt la noi. Bine, și la ei mă gândesc că locuim în Madrid cu toții. Dar n-avem o săptămână, două săptămâni până după bobotează, sau știu și eu, liber. Nu. Ieri am eu ieșit puțin cu copiii în parc, ca să nu stăm cu ei numai în casă. Simplu, o plimbare relaxantă, s-au jucat puțin. No, cam așa ne place să ieșim în parc cu ei, să poată să alerge, să se urce, să se coboare, să se joace. Nu mergem în centru comercial decât dacă avem ceva de cumpărat, dacă trebuie luat ceva sau dacă trebuie să încerce ei. În rest, nu mergem cu ei în centrele comerciale sau numai la locuri din astea de joacă, de plată. Mi se pare că cel mai potrivit pentru ei sunt parcurile astea. La 10-13 minute, nici mai știu exact cât, în mașină, distanță de la noi de acasă, avem un parc așa în pădure, foarte, foarte frumos. E în zona aia acolo unde s-a făcut și festivalul de colinde române din parohiile ortodoxe. Aveți video aici pe canal. Festival de colinde, concert de colinde. Și sus, urcând pe șoseaua aia, acolo a fost festival, dar jos, chiar la bază, este loc de picnic cu mese de lemn, bănci și pădure. Este un tobogan foarte mare ca un dragon, foarte frumos. Și poate reușim să mai mergem într-o zi acolo cu ei, sau poate chiar în după amiaza asta, depinde cum ajung de la lucru. Eu în principiu ajung târziu, dar dacă reușesc să ajung la o oră puțin mai decentă, poate îi îmbrăcăm și mergem până acolo să vedem. Deși Eduard cel mare face 12 ani imediat, el nu mai încape prin dragonul ăla să se cațele pe acolo prin toboganul ăla și să se coboare. Dar putem da o plimbare pe acolo prin pădure. Pentru că o plimbare așa prin pădure, fără nicio pretenție, fără niciun program, fără nicio grabă, e un lux. Chiar e un lux. Eu așa am părerea. Și să parchez. Am ajuns la lucru. Eu normal merg pe jos la lucru, dar în zilele astea, când vreau să mă mișc repede dintr-o parte în alta, iau mașina. Sper să nu fie scuză tot anul că mă grăbesc sau că vreau să ajung repede ca să iau mașina. Prefer, de 1000 de ori prefer să merg pe jos la lucru. Am ajuns, mai stau puțin, că e de vreme. Și poate mai povestim puțin. Da, știu că nu filmez prea mult pe afară, eu filmez mai sau în casă, filmez mai mult în mașină. În casă, noi ne pregătim să facem niște îmbunătățiri, reformă, îmbunătățiri. Vrem să schimbăm solul, vrem să îndreptăm pereții pentru că au un gotele. Gotele îi spune și în română, nu? Și acel gotele e vechi de 40 de ani. Noi locuim acolo în casă de 9 ani. Și atunci 9 ani sau 10 ani. Nu știu sigur. Și am vrea să facem îmbunătățirile astea.
Avem tuburile de la căldură, de la calorifere, le avem pe din afară. Și acum vrem să le băgăm înăuntru în perete, să schimbăm ușile. Bine, avem puține uși, pentru că deși apartamentul are mai multe camere, noi la sufragerie, la hol, la intrare, la hol de la bucătărie, noi nu avem, n-avem uși. Și atunci vrem așa liber. Și atunci ar fi doar ușile de la camere și o ușă de la o baie, pentru că în baia care avem în dormitor avem uși de sticlă. Acolo nu trebuie să schimbăm nimic. Și atunci, deocamdată nu știu cât o să filmez prin casă. Am mai pus în video cum au cântat copiii, cum l-am trezit pe Hugo în dimineața de Crăciun. Dar nu știu, depinde de zi, câteodată filmez, câteodată nu. La bucătărie, de exemplu, am făcut un video cum am făcut curățenie. Am șters puțin bucătăria. Dar în rest, nu știu. Și cum pe afară, normal, merg la lucru și mă întorc de la lucru, prea mult nu pot să filmez decât dacă merg undeva cu copiii. Acum să vedem astăzi dacă reușim, cum copiii sunt în vacanță și ei până pe 8 ianuarie, dacă reușim în după amiaza asta să mergem în parc sau nu. Nu prea cred. Pentru că depinde cum ajung eu, se întunecă foarte, foarte repede. Bun, am făcut aici în începutul de video. Las aici acest video și să vedem ce mai filmăm în timpul zilei. 4:30 după amiaza, am terminat și ziua de lucru. Mă duc spre casă. Astăzi am reușit să organizez și ziua de naștere a lui Eduard. El vrea să-și invite niște prieteni la field și poate și la pizza, încă nu știm. Și atunci am trimis mesaje părinților celorlalți să vedem dacă ei pot. E puțin mai complicat pentru că aici, în Spania, pe 6 ianuarie se sărbătoresc Regii Magi. Vin cu cadouri, la fel cum vine și Moș Crăciun. Și atunci copiii de obicei ori mănâncă la bunici, ori vin bunici în vizită, ori părinții merg, vin, se întorc și atunci nu prea fac planuri cu colegii. Și Eduard e născut pe 5 ianuarie. Ne-am gândit ca să meargă la film și pe 7 ianuarie, sâmbătă. Și atunci am zis că hai să întreb dacă ar fi disponibil. Și din fericire toți sunt disponibili în ziua aia, după amiaza aia. Vor să vadă filmul Avatar. Eu și Paul am văzut Avatar prima parte, primul, când a ieșit. Ne-a plăcut foarte mult. Acum nu știu dacă o să reușim să mergem să-l vedem. Nu contează. E foarte, foarte cald aici. În bordul mașinii mi-arată 9 grade, dar mi-a spus o prietenă că un termometru din ăsta digital pe stradă marca 34 de grade. Cred. Deși ar fi bine să nu fie adevărat, dar cred că e așa. Și ziceam că nu știu dacă o să mergem să vedem și noi filmul de acum Avatar, dar important e să-l vadă copiii, să-și petreacă doar ziua de naștere cum îi place și cum să se simtă el bine. Și sunt bucuroasă că deși am mers la lucru, pe WhatsApp am putut să rezolv și lucrurile astea. Așa Eduard va putea sta liniștit că prietenii lui, colegii lui de clasă, îl vor însoți de ziua lui. Ceva simplu, face 12 ani, deci nu facem petrecere acasă, nu invităm toată clasa. Când erau mai mici, invităm toată clasa aproape, dar acum nu mai invităm. Și invită 4 colegi și cu el 5. 2 fete și 2 băieți și cu el 5. Și cred că se vor distra, sunt foarte de treabă copiii pe care i-a ales să invite. Astăzi, cred că Paul o să meargă undeva în parc cu copiii, eu nu o să merg.
Eu aș vrea după amiaza asta să fac un direct, un live, să înregistrez cartea diferente, Eloy Moreno. E o carte scrisă în spaniolă. Am căutat-o în română să vă recomand, dar nu este în română, e doar în italiană și în spaniolă deocamdată. Cei care locuiți în Italia sau știți italiană, căutați invisibile și diferente, Eloy Moreno. Sunt niște cărți care se citesc, dacă citești tu așa în gând, poate 2 ore cel mult. Dar eu când trebuie să înregistrez, sigur voi întârzia mai mult, pentru că întârzi mai mult vorbind decât să citești în gând. Și atunci asta îmi doresc pentru după amiaza asta, să rămân eu acasă, să înregistrez cartea și Paul copii să meargă în acel parc, pădure, să se distreze. Vai ce soare e. Nu vine să cred că am terminat și ziua de muncă de astăzi. Ugo, la dreapta! Ugo! La Givas tu? Mergi tu cu mașina? Hai! Papi! Papi, grabă asta! Papi! Papi, ia asta! Ugo! A trecut de pe șoseaua roșie de autoban pe o șosea convențională. Calea roșie parcă era în Franța, nu? Vamos. Papi, por favor, que vamos a salir pequeños. Papi. Hugo, no lo apagues más. Papi. No más enquire. Sí. Vamos a ir si son pequeños.
terminat de înregistrat o parte din carte diferente și cred că mă duc să le fac biscuiți copiilor, că am făcut aluatul, l-am lăsat la frigider cu unt, ouă, puțin zahăr, iaurt, făină și atât. N-am pus nici lapte, nici apă, nici drojdie, nici nimic. Așa le fac biscuiți copiilor și le fac cu niște forme din astea de Crăciun. Chiar dacă azi e 26 decembrie, eu abia acum am când să le fac, biscuiți. Asta e cartea care am înregistrat-o. Așa. Și să văd dacă filmez puțin în timp ce fac biscuiți. Să văd în ce condiție bucătăria. Rămâneți cu mine!
dimineața. E 28 decembrie. 8 fără un sfert. Intru la lucru la 8. Și cum lucrez toată ziua, nu am mare loc cu ce să filmez, dar m-am gândit să filmez puțin drumul spre lucru, cum e zona la noi, pe aici. Și mi-am dat seama acum, în timp ce filmam, că filmând se vede mai frumos. Se văd mai frumos, mai frumoase blocurile, copacii, nu știu, parcă se vede totul mult mai aranjat, mult mai... Și astăzi e o zi destul de plină, lucrez până după masă, apoi am programare cu asistenta medicală, trebuie să vorbesc cu ea și ea cu mine, și la 7:15 am programare la dentist, pentru că mi-a rupt o fațetă, un dinte, e întuneric, aici e foarte întuneric. Mi-a rupt un dinte și vreau să văd ce îmi spune, ce pot să-i fac. Trebuie să dea fațeta de tot jos, poate să repare ceva, nu știu. Oricum, ce e sigur e că e rupt. Și aș vrea să văd ce posibilități îmi dă și cât mai costă și treaba asta. Dar asta de seară. Și cam asta a fost drumul meu până la lucru. Eu intru de acum să încep ziua. Voi petrece o zi lucrând cu căștile în urechi, ascult podcasturi, muzică, predici de multe ori. Profit și ascult vlogurile la persoanele pe care le urmăresc pe YouTube. De multe ori ascult, văd foarte puțin. Dar așa sunt cât de cât la zi. Update scurt de temperatură. Mi-am înghețat mâinile pe telefon și am uitat să văd câte grade sunt. 3 grade. Deci e de înțeles că mi-am înghețat mâinile pe telefon. Moș Crăciun a venit cu mâna și anul acesta. Vă-i mulțumesc. Trei după amiaza, 13 grade. Asta e vremea în Madrid. Lumini stinse, cât de zi. Am ieșit de la lucru. Mai am o oră până să ajung la asistentă la programare și m-am gândit să fac o plimbare până la un magazin și apoi aș vrea să duc copiii la bibliotecă să împrumute niște cărți, să văd dacă ajung cu ei. Deschide la 4 după masă biblioteca municipală și copiilor celor mari, Eda și David, le place să împrumute cărți de la bibliotecă. Au și ei acasă, dar acolo au mai mult de unde alege și câteodată și camion, câteodată și faptul că trebuie să o dea înapoi, că nu e a lor, îi ajută să citească mai repede cartea, să nu o tot amâne. Fiind a lor, poate o amână mai mult. Și pentru că nu putem să cumpărăm cărți într-una. Cărțile în spaniolă sunt foarte scumpe. Noi cumpărăm mult de la târgul de la piața de vechituri și de târg de mâna a doua și de pe paginile astea online de mâna a doua, dacă reușim să mai primim de la copiii care nu mai sunt copii și vor să-și scoată cărțile care nu mai sunt de vârsta lor și eu le primesc încântată. De cumpărat, cumpără mai puțin. Așa noi. Costă 16 euro, 20 de euro, 25 de euro o carte și un pic cam scumpe.
și câteodată te bucur că o termin într-o zi, două, dar pe de altă parte 16 euro putea să țină mai mult cartea aia. Ce faci acum? Bine că ții pentru următor o carte, nu e nicio problemă în casă, dar 16 euro, 20 de euro, 25 de euro pe o carte e mult pentru economia familiară. Și asta vreau, să merg cu ei, fi în vacanță, de la școală nu au teme, dar ca să treacă și lor mai repede timpul, să mergem să luăm niște cărți la bibliotecă, să vedem. Eu prefer să merg acum pe jos până la acest magazin, pentru că am și nevoie să merg pe jos, dar și pentru că așa fac timp până ajung la programare. Și uitați, mai mare dragul să te plimbi. Cât e de frumos. Mai mare dragul. Am ieșit din magazin. Mă duc spre programarea cu asistenta. Și am intrat doar să văd ce mai este. Dar am cumpărat o mătură cu făraș, cu cozi de lemn, coada la făraș și coada la mătură de lemn. Și scurte așa micuțe ca pentru copii sau adulți, nu știu, depinde. Și le-am luat, mi s-a părut foarte interesant, a costat 5,99. Apoi am luat un suport pentru tăvile de pizza, cu tăvi de pizza, 3 tăvi rotunde. Și suportul să vină așa pe etaje, a costat 3,99€. Și mi s-a părut foarte, foarte ok de preț, să le văd acasă. Am luat încă un joc de lemn educativ pentru Ugo, pentru că pune de la 3 ani. Și un joc de adunări și cred că și scăderi. Nu-mi țin minte acum exact. A costat 2,99 cutia aceea de 2,99€. Cutia, jocul de lemn, care mi se pare foarte, foarte ieftin. Nici la chinezi de plastic nu găsești mai ieftin. Ia uitați și un iepure. Ia uitați ce drăguț e. Se sperie. Nu se sperie. Pa! Și apoi am luat un set de cerapei scurți pentru primăvară, pentru Ugo. Îmi place mereu să cumpăr din timp, dacă găsesc la prețuri bune. Acum nu mai știu exact prețul, trebuie să mă uit pe etichet. Și o cutie cu creioane de ceară, de colorat, pentru David. Am dat în total 17 euro, dar nu mai știu exact cât a costat cerapeii și creioanele de ceară. De obicei le iau cam la 1,99 euro sau 2,50 cel mult, care la fel e foarte, foarte bun prețul. Și cum ziceam, am intrat doar ca să văd și până la urmă am găsit ceva. Ce mi se pare cel mai interesant e jocul acela de lemn, de jocul acela educativ de la 3 ani plus și suportul pentru tăvile de pizza cu 3 tăvi de pizza de metal la 3,99. Prețuri din asta nu găsești nici într-un supermarket sau nici într-un magazin din asta de lucruri de casă, să fim serioși. Așa că le-am luat și asta e drumul, că merg pe jos. Îmi place foarte mult aici. Foarte, foarte frumos. Ce drăguț, oare ce pasăre o fi aceea.
Nu știu ce pasăre o fi. Foarte, foarte frumos pe aici. Îmi place foarte mult drumul acesta pe jos. Când am timp, pentru mine astăzi e o zi de lux, să pot să merg pe jos și n-am mers cu mașina la lucru. Mâine nu am încotro, trebuie să merg cu mașina, că altfel nu ajung bine într-o parte în alta. Deci e absolut minunat. Wow. Bine, eu văd în realitate, dar mă minunesc cât de frumos se vede și în timp ce filmez. Cum să nu-mi placă plimbările și cum să nu vreau să merg pe jos, mai ales prin așa locuri. Dacă nu o să mai filmez cu copiii la bibliotecă, probabil că o să închei aici acest video și o să-l public mâine. Azi fiind miercuri, probabil că o să-l public mâine. Așa că vă mai țin puțin cu mine la plimbare în această zonă așa de frumoasă. Profitați când e vreme bună și mergeți pe câmp, prin păduri, prin parcuri naturale, la plimbare. Profitați de timpul bun și dacă nu e timpul chiar așa de wow, să fie gradele alea perfect aranjate, cu o geacă, cu un hanrac, cu o vestă, cu niște Adidas mai de multe, să știu și eu, cred că toți avem echipamente și avem multe haine pe care nu le folosim. Și putem ieși totuși la plimbare. Ia uitați ce frumos! Minunat! Și aici chiar locuiește lumea. Deci, wow, să fii conectat cu tot, să... și totuși să locuiești în afara orașului. Minunat! Discount, matură și coada la făraș. Am avut programare cu asistenta. I-am cerut ajutor la asistentă de câteva luni să-mi fac un control de greutate, pentru că vreau să slăbesc, m-am îngrășat prea mult și vreau să slăbesc. Și am văzut că nu mai reușesc singură, nu vreau să merg nici la aceste clinici, magazine sau ce fie de nutriționiști să plătesc săptămânal. Am zis că vreau să încerc eu singură, cu asistenta. Și astăzi mi-a spus că în ultima lună am mai slăbit 1,5 kg. Eu mă simt mult mai bine, mă cunosc, n-am făcut eforturi mari alimentare, lucruri micuțe care se cunosc, mă simt mai bine, hainele parcă le simt mai bine pe mine. Și totuși suntem în perioada sărbătorilor și am slăbit 1,5 kg. Are mult mai mult merit lucrul ăsta de Crăciun și să slăbești. Azi e miercuri, aveam timp să mă îngraș câteva kilograme într-o zi de Crăciun, dar eu am avut grijă cât am reușit. N-am făcut foame, am mâncat și lucruri de sărbători, dar am reușit să slăbesc 1,5 kg într-o lună. Cu toate dulciurile astea de acum și toate mâncărurile tradiționale și netradiționale. Bun, să văd luna viitoare. Deci, 28 decembrie. Am slăbit 1,5 kg. Luna viitoare, să vedem. Am programare fiecare lună. Iupii!
Astăzi când am ajuns la muncă, o fată mi-a făcut cadou Ferrero Rocher. Așa. Pentru copii. Adică mi-a făcut o cadou mie, dar eu sper să le mănânce copiii. Vă vorbeam pe drum despre ăsta, suportul de pizza, 3 tăvi de pizza, 3,99. Așa vine cutia. Mi se pare că se pot băga toate trei tăvile cu suportul în cuptor. Nu știu. Deci 3,99. Wow! Asta e fărașul. Vine așa cu... Și astea sunt măturile. Mătura și bățul de făraș. Vine aici cu acest suport. A fost 5,99, dar e de lemn și îl pot agăța așa într-un cui în dulap. Deci e super. Și vine asta aici. Super! Apoi, ziceam de acest joc, are 80 de piese, e pentru 3 ani plus, aici pune vârsta și uitați, de adunat, a vedeți și scăderi? Da, și scăderi, că pe drum nu mai țin aminte dacă puneam și scăderi sau doar adunări. 2,99, wow, e de lemn, uitați cum vine cutia, e de lemn, deci bestial și la preț, incredibil. Apoi am luat această cutie de ceară, de creioane colorate de ceară pentru David, are 10 bucăți. Arată așa, e în cutie. Încerc să fac să aibă mai mult grijă de ele, să nu se mai rupă. Cât a costat? 1,99, cum ziceam că nu dau mai mult pe ele acolo în Lidl. Uitați. Super! Și ceropei pentru Ugo, pentru primăvară. Mereu iau din timp când văd așa, le găsesc. Mărimea 27,30. Și ceropii au fost tot 1,99. La fel, vin 5 perechi. 5 perechi așa colorate. Și chiar bumbac. 1,99, 5 perechi, nicăieri nu mai găsești. Aici, astea sunt cumpărăturile. Vezi pe doar cu mâna? Bine. Biblioteca de infantil e închisă pentru că persoana care se ocupă e bolnavă la spital și nu au un locuitor. Așa că am profitat și ne-am făcut carnetele de bibliotecă. Asta puțin cu copiii aici. Ne participăm la concurs și pe celelalte două, Edgar. Pe celelalte două. Și închidem aici video. Pa, David, pa! Te subscribe! Subscribe! Da, o zi pa. Zi pa.
Ugo? Ugo? Ți-ai luat carte de la bibliotecă, mami? Le să vadă, mama. Barca lui Noe și la carte, carte pusle. Și-a dat ce cadou rău primit pentru că și-a făcut azi carnea de bibliotecă. Tacea!